Bună seara, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Este miercuri și momentul să aflăm și cum privesc tinerii lucrurile, cum văd tinerii implicarea în viața politică, cum gestionează acești tineri odată pașii făcuți către spectrul politic. Am deosebită plăcere de a discuta cu un artist, pentru că în a doua parte a emisiunii vom aborda și probleme de natură artistică, dumnealui fiind un artist vizual, un artist grafic de excepție. Așadar, doamnelor, domnilor, spuneam, am deosebită plăcere de a-l găzdui astăzi pe domnul Armand Land, vicepreședinte al TSD Târgu Jiu. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Da, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Cu siguranță a fost așa o surpriză pentru cei care vă cunosc, faptul că ați decis, iată, să puneți umărul la construcția politică a vieții cetății. Ce v-a determinat, fiind încă un tânăr, iată, să faceți pasul către politică, în ideea în care, în România post-decembristă, iată, la 30 de ani de la celebra lovitură de stat, să o numim plastic așa, din decembrie 1989, tinerii cam ezită, ba chiar evită, să facă pasul către politică, deseori invocând sau afișând o indiferență față de ceea ce se întâmplă acolo. Deși nu multă lume realizează că spațiul politic ne gestionează direct chiar viețile prin prisma legăturilor inerente, iată, cu administrația, cu economia și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ce v-a determinat să faceți pasul către o viață politică activă? Am decis să nu mai stau deoparte. Asta a fost primul motiv. Adică să vă implicați. Da. Ca artist, ca cetățean, cred că spiritul civic m-a împins cel mai mult spre a încerca să fac politică. Încă sunt tânăr și consider că este imperios necesar ca noi tinerii să ne orientăm și către acest domeniu al politicii și să nu mai lăsăm tot timpul pe alții să decidă pentru noi. Și apoi pe la colțuri să ne plângem și să ne lamentăm. Da, și asta ne stă în fire nouă românilor să facem. Adică nu ne implicăm de cele mai multe ori undeva, dar în egală măsură emitem sentenții, venim cu opinii, contrăm, venim cu contraargumente, dar, repet, de pe margine. Da. Pe puțini îi vezi acolo, da, punând umărul. Păi, foarte mulți tineri m-au blamat de ce ai ales PSD-ul, de ce nu alt partid, dar m-au blamat chiar tineri care au decis să stea deoparte, să nu se implice. Da, să nu se implice. E mai ușor să blamezi pe cineva din fotoliu, corect, decât să încerci să te implici indiferent în care partid. Ei, asta eu o spun la fiecare sau în preajma fiecărei runde de alegeri. Avem un procent însemnat de persoane care nu participă la procesul electoral. Da, nu o spun eu, o spune statistica. Deci este o realitate tristă din punctul meu de vedere. Ei, după ce trece, indiferent de cum se numește runda respectivă de alegeri, după ce trece ea, vedem haiducii cum protestează, unde? Pe Facebook. Deseori sub protecția unor conturi false, pentru că și asta se practică de când, da, există aceste rețele de socializare și posibilitatea de a comenta din subteran, multă lume o face. Și înjură, și aruncă cuvinte urâte, și jignesc, și fac tot felul de lucruri, deseori la limita suportabilității, dar 90%, 95%, vă dau scris, n-am cum să vă dovedesc, dar cred că știți acest lucru, sau măcar îl intuiți, dintre cei care fac astfel de chestiuni, nu merg la vot în ziua votului. De-a emit păreri. Și pretenții. Și pretenții, evident. Păi, din punctul meu de vedere, cetățean al acestei frumoase urbe, al acestui frumos județ, al acestei frumoase țări, ce cădere morală ai tu, X, dacă tu n-ai participat la vot? De ce să înjuri parlamentarii de goși dacă tu în noiembrie sau când vor fi alegerile parlamentare nu vei merge? De ce să înjuri consilierii locali sau primarul dacă tu în septembrie, nu că nu-i votezi, nu mergi deloc. Da, da. Și atunci, despre ce vorbim? Iată, oameni care nu se implică. Tocmai ai ideea să te implici. Iar noi, eu vă spun din punctul meu de vedere, ca artist plastic, născut și crescut în Târgu Jiu și revenit în acest minunat oraș după ani de pribegie prin lume, am decis să mă implic pentru că este un oraș cu un potențial fantastic și un județ cu un potențial fantastic, ca și România de altfel. Dar, repet, asta este primul punct, primul pas care ar trebui să-l facă tinerii, să se implice în viața socială, în viața politică,
în viața administrativă. Corect. Trebuie să ne implicăm, altfel nu o să reușim să schimbăm nimic în țara asta și doar ce, să așteptăm ziua de mâine sau plecăm iară peste hotare. Da, și asta din păcate este o tristă realitate. Bine, acum de când, acum glumind puțin, de când cu pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, s-au cam întors românii de peste hotare și chiar incorpore. Cum se vede acum, iată, cum se văd lucrurile din momentul în care ați făcut pasul către politic? Ați găsit ceea ce vă doreați? Este ceea ce aveați în plan? Mai este de lucrat? Eu sunt bucuros că am găsit o echipă sudată, unită, tânără în cadrul PSD-ului, la PSD Târgu Jiu, organizația locală, în care chiar mi s-a dat credit în ultima perioadă și chiar și anul trecut am lucrat în cadrul Ministerului Culturii ca director de cabinet. Da, o să discutăm ce a zis secretar de stat Mihai Gherghe. Un lucru bun, zic eu, că un tânăr din Târgu Jiu a mers acolo și a văzut cum se face administrație centrală și mai ales într-un domeniu sensibil atât pentru România, dar mai ales pentru Târgu Jiu, noi având acest ansamblu monumental inestimabil, de fapt, care nu are valoare la nivel mondial, este ce avem noi aici și ar dori multe, multe orașe din lumea asta, da, dar noi trebuie să facem treabă și să dezvoltăm acest concept de oraș cultural. Tocmai de asta am decis să mă implic în politică și să încerc să fac ceva pentru a putea dezvolta un domeniu care poate să fie o alternativă foarte bună pentru viitorul Târgu Jiului. Vedeți toate problemele economice și sociale din Târgu Jiu, de popularea orașului, problemele din industria mineritului, din ce o știm foarte bine, că trece prin convulsiile. Și ce o să se întâmple, trebuie să privim, practic, ce gândesc eu este un lucru cu bătaie lungă, minim 10 ani, 10, 20, 30, trebuie să aibă continuitate ceea ce am gândit pentru toată perioada asta de când am intrat în politică cu adevărat. Și trebuie să găsim o alternativă, ce facem noi mâine. Ce face Târgu Jianu mâine. Uitați, avem operele lui Brâncuș. Pe lângă operele lui Brâncuș avem nenumărate obiective culturale și turistice care nu sunt puse în valoare la nivel de municipiu și la nivel de județ. Da, o să le luăm punctual. Haideți să lămurim puțin lucrurile. Spuneați și așa este că ați fost șeful de cabinet al domnului Mihai Gherghe, secretar de stat acum ceva timp la Ministerul Culturii, un minister de care ar trebui, un domeniu de fapt cultura, un domeniu de care ar trebui să fim mândri noi toți românii, pentru că actul cultural înseamnă până la urmă o parte a identității noastre a românilor. Da. Nu e așa și știm asta, am văzut degradare din 90 încoace, ne pasă din ce în ce mai puțin de cultură nouă românilor. Domnul Mihai Gherghe este unul dintre puținii gorjeni ajunși în funcții publice de maximă vizibilitate și maximă importanță, care, iată, a avut puterea să promoveze un tânăr specialist în domeniul lui de activitate, cazul dumneavoastră, și care nu vine din această încrengătură post-decembristă și de care suntem cu toții scârbiți. Nu e nepotul lui X, nu e copilul lui Y, nu este amantul, să mă scuze, soția dumneavoastră lui Z și așa mai departe. Deci se pot promova și tineri profesioniști, sigur, fără vreun fel de problemă. Și atunci de ce nu fac politicieni? Nu pe punctual, pe nume, dar de ce nu fac politicieni? Iată, să așa lângă ei specialiști. Nu, sunt ministru secretar de stat, nu știu, la justiție. Îmi iau lângă mine un tânăr avocat de perspectivă, da? Sunt la transporturi. Îmi iau un inginer care a terminat și e tânăr, îl văd, are suflet, are dorință. Nu se întâmplă în România. Da, asta ține de percepția fiecărui politician în parte. Noi avem exemplul domnului Gherghe, care are o viziune mai tinerească, are o viziune către progres. Acum l-ați gâdila puțin când i-a spus mai tinerească. Domnul Gherghe vrea să creadă în permanență că este tânăr. Este, chiar este tânăr. Știm, glumeam. Dar el mi-a dat mie o șansă pe care cred că am gestionat-o foarte bine la momentul respectiv. Am avut foarte multe de învățat. Eu venind dintr-o lume artistică, culturală, cumva eram legat și ancorat foarte bine în tot ceea ce înseamnă cultură. Atâta că nu...
nu interacționați cu ceea ce înseamnă actul administrației respectiv administrativ, al politicii. Administrativ, dar ajungând acolo să știți că lucrurile se pot face, trebuie doar să vrei. În orice domeniu, dar am mers acolo și am văzut că se poate. Ați găsit obtuzitate, ați găsit închidere, închistare, nu neapărat la funcționari, dar pe circuit, în, să spun, în circuitul firesc al, sau care trebuie să fie firesc al documentelor, al proceselor, ați găsit și niște... Știți cum e, omul sfințește locul. Corect. Noi am mers acolo, am luat dosare care erau multe de ani de zile, poate la prăfuite, naftalină, da. Le-am luat, le-am repus în circuit, au ieșit. S-au și rezolvat. S-au rezolvat foarte multe, vă pot da un exemplu. Un proiect la care am lucrat personal, la un moment dat a venit curatorul, de fapt arhitectul Bienalei de la Veneția, ce se ocupa de pavilionul României, da. Un domn cu foarte multe premii la nivel internațional, deci avea girul să se ocupe de această bienală de partea română și a venit și au fost niște doleanțe atât de simple, nerezolvate de ani de zile, încât... Nepăsare, indiferență? Răutate? Nu răutate, nu știu. Poate indiferență, poate, nu știu. Nu, ni s-a părut un lucru firesc, simplu și lucrurile s-au făcut repede și bine. Omul cerea doar să tragem data bienalei din anul următor. El avea nevoie să tragă data în anul respectiv în care se depun dosarele, în care, practic, e vorba de niște bugete. De ce să primești un buget pentru un concurs cu 3 săptămâni înainte să dai concursul, când tu ai nevoie de luni de zile? Nu este firesc, așa este. Și să stai ani de zile, ani de zile, ani de zile cu acea situație neplăcută? A fost o chestie simplă, s-a rezolvat. Lumea mulțumită? Foarte mulțumită. Să știți că în lunile puține care au fost 7-8 luni, au fost destul de productive. Eu zic că am făcut lucruri acolo care... Mulți secretari de stat erau de ani de zile sau alții dinaintea noastră doar au stat pe acel scaun și nu... N-au mișcat lucrurile. De asta vă zic, este... Iar circuitul actelor într-un minister este simplu. Eu, ca director de cabinet, când urmăresc un act, știu exact dacă a fost semnat într-un punct, știu exact că merge în punctul B, de acolo în punctul C, știu exact unde să mă duc. Trebuie doar să vrei să te ridici de pe scaun și să mergi. Să urgentezi lucrurile, nu să le lași cu indolență, zici, hai că treacă, meargă. Vine leapa, trece lumea. Merge, da. Nu există așa ceva. Când vrei să faci ceva cu adevărat, poți să faci. Da, așa este. Cum se prezintă echipa de tineri de la, iată, TSD, Târgu Jiu, Tineretul Social Democrat? Practic sunt viitorul PSD-ului peste câțiva ani. Știm că o dată cu împlinirea vârstei de 35 de ani, se trece în ceea ce înseamnă PSD, adică la seniori. La seniori. Cum se prezintă echipa? Vorbim și aici de o echipă sudată, așa cum ați întâlnit la municipiu, la seniori, sau încă se lucrează la sudarea echipei? Este o echipă tânără. Și la propriu și la figurat? Da, chiar tânără și la propriu și la figurat. Multe fețe noi s-au alăturat... organizații de tineret în ultimul an de zile. Eu anul trecut am plecat la București, am stat mai mult pe acolo. Anul ăsta am fost surprins să văd foarte multe fețe noi. Uite, se poate. Tinerii totuși încă sunt atrași de politică. Și sunt tineri competenți. Mulți dintre ei sunt chiar tineri competenți pe care partidul se poate baza și societatea în sine se poate baza. Asta este un punct sensibil al partidelor politice, în special al partidelor considerate tradiționale, da? Cele mari, cele consacrate, PNL, PSD. De-a lungul anilor, în special după, cât să zic, 2010 încoace, să nu mă duc foarte mult încolo, nu, după 2010 încoace, n-au fost promovați și sprijiniți și ajutați să se afirme în domeniul lor de activitate tineri valoroși. Și când spun valoroși, mă refer la profesioniști, la ceea ce înseamnă conceptul de profesionist. Da. Știți că atunci noi românul, când spunem, domnule, ăla este meseriaș. Clar, în domeniul ăla, omul știe, are studii, știe, face ceea ce trebuie să facă. Ei, problema este că aceste două formațiuni politice, din păcate, la nivel macro privind lucrurile, n-au sprijinit constant profesioniști. Și de-aia am avut
atâtea derapaje de imagine până la urmă. Da. Și la nivel central și poate și prin teritoriu, cu siguranță și în teritoriu. Este esențial să dai credit oamenilor capabili. Tocmai de asta societatea românească este cum este în momentul ăsta, și în administrație, și... Discutam acum câteva luni, ultima oară, pentru că am avut periodic cu un prieten aceeași discuție, avem, are el niște idei bune, chiar dacă sunt puțin inflexibile, fiind foarte fixe, foarte rigide, dar îi dau dreptate în principiu. Avem o specializare în țara asta, SNSPA, da? Știm cu toți, este facultatea care pregătește viitorii, să spunem, politicieni în actul administrativ. Mă uitam la o statistică pe 2011 sau 2012, făcută atunci de o publicație națională. Știți la momentul respectiv câți absolvenți de SNSPA erau ancorați în actul administrativ central sau local? Cumulat, 3%. Da. Este groaznic. Este groaznic, adică să ai facultate care pregătește la nivel de teorie și de practică, pentru că oamenii ăia merg și fac stagiile de practică, merg și fac internship-uri pe la ambasade, pe da, la... Da, și noi am avut în cadrul ministerului, exact. Erau tineri. Ați avut la... o serie de evenimente în acest sens. Cum a fost? Am avut și internship, am avut un grup de copii, cred că 2 luni, au stat în cadrul ministerului și văzut cu ce... au văzut, pentru că erau copii serioși pe care îi interesa, deci chiar îi interesa, stăteau, veneau la, cam la noi veneam la 8-8 jumate, când începea programul, ei veneau pe la 9-9 jumate, și stăteau până când se închidea. Am avut și noi, chiar în cadrul Departamentului de Relații Internaționale, care îl gestionam, am avut 4 copii. Care iată? Stăteau acolo toată ziua și învățau. Și este păcat de acești chiar este tineri. Păcat pentru că ajungi într-un minister, indiferent că e internship sau să lucrezi da. Acolo câteva luni, înveți atât de multe lucruri în 6-7 luni. Vii cu suflu nou. Da, absolut, absolut. Eu asta am zis, în momentul în care m-am întors de la București, am zis, trebuie să fac ceva, trebuie să mă implic, trebuie să mi se dea credit. Este foarte important să ți se dea credit. Trebuie să vii cu un proiect ca să ți se dea credit, că degeaba vii și ești frumos și zâmbești frumos. Nu, trebuie să vii cu ceva concret să le arăți oamenilor. Uite, eu pot. Se întinde pe 1, pe 2, pe 3, pe 5 am proiectul meu și eu vreau asta să fac, nu? Da, dar trebuie să fii decis. Și trebuie să ți se dea credit, repet. Da, și din păcate și aici avem un domeniu sensibil. Este, să spunem, destul de dificil să nu dai credit în ideea în care oamenii chiar merită. Adică tinerii merită. Sunt foarte mulți tineri potenți în Târgu Jiu. Din păcate, Târgu Jiu și nu numai Târgu Jiu, dar vorbim, ne raportăm la Târgu Jiu, a pierdut extrem de mulți tineri în ultimii ani și nu doar din cauza clasei politice, dar lipsa locurilor de muncă, salarizare mică, au decis să plece. Și oamenii cunosc foarte mulți tineri care au plecat doar ca să-și facă un viitor, că n-au mai suportat și mâine ar veni în Târgu Jiu. Mâine s-ar întoarce și eu m-am întors. Și eu am plecat, am stat 4 ani plecat și m-am întors pentru că am decis să încerc să fac ceva aici, la mine acasă. Cu aceeași tragere de inimă sau mai animat de dorința de a muta munții? Acum chiar i-aș muta... Sunt mult mai animat decât când am venit. Pentru că acum e ceva concret, ceva la care lucrez, un proiect care poate să schimbe mult în bine orașul Târgu Jiu. Mult, mult în bine. Și când spuneți să schimbi orașul Târgu Jiu, iată, proiectul dumneavoastră se bazează sau se axează pe componenta preponderent culturală. Cultural-turistică. Cultural-turistică. Bun. Ce înseamnă asta în timp? Cam dacă ar fi să-l puneți în practică acest proiect sau să-l duceți să fie pus în practică, cât ar însemna asta în timp să se ajungă acolo unde l-ați gândit dumneavoastră? Cu o muncă asiduă, 4-5 ani, să-l poți implementa la modul cel mai serios, adică să pui în mișcare rotițele și cu bătaie pe 20, 30, 40, 50 de ani lucrurile deci trebuie să meargă... Deci 4-5 ani să se muncească foarte serios. Trebuie să se... Lucrurile trebuie să ajungă să meargă din inerție apoi. Să fie ceva normal. Pe modelele marilor orașe din lume, marile orașe turistice, unde lumea a înțeles că, de fapt, partea culturală cu partea turistică și partea economică trebuie să facă casă bună. Orașe care au, ca și noi, avantajul unui brand. Noi avem brand... Și nu sunt multe nu, în lumea nu, asta. Nu. Adică nu sunt multe orașe unde să spui, doamne, aici, nu știu, aici s-a înființat Beatles-ul, aici a copilorit John Lennon, sau s-a născut și a crescut John Lennon, aici a fost William Shakespeare, aici a fost Constantin Noi Drâncuș. Suntem privilegiați, din păcate,
n-am vrut să vedem sau nu vrem să vedem pe ce mină de aur stăm în Târgu Jiu și în tot județul Gorj. Toate lucrurile puse cap la cap, vă garantez că ne întâlnim peste 10 ani și îmi strângeți mâna și spuneți, așa e, ați avut dreptate. Nu, cu siguranță ne întâlnim, vreau să cred și eu ca domnul Mihai Gheric că suntem tineri și că o să ne vedem peste 10 ani să analizăm ce spuneți dumneavoastră. Până atunci însă luăm o scurtă pauză de publicitate. Pornește motocoasa ta Stihl și începe sezonul de cosit iarbă în zonele cu vegetație abundentă. Datorită tehnologiei germane avansate, motocoasele Stihl au un consum mic de combustibil, eficiență la tăiere și vibrații reduse. În plus, personalul distribuitorilor noștri îți oferă consultanță. Acum la Eurosport ai prețuri speciale pentru motocoasele Stihl. Pentru oferta completă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter și complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Mutru și Novaci, Drobeta, Turnul Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj, un ziar care te reprezintă. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765-359-897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770-115-004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765-050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Cu
Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a emisiunii în care avem plăcerea de a discuta cu tânărul Armand Land. Iată un tânăr ce face politică de ceva timp. Ei bine, în această a doua parte mergem spre artistul Armand Land și i-aș propune o primă temă a discuției, întrucât la un moment dat în prima parte a emisiunii aducea vorba despre simboluri pe care le avem încă vii aici în Gorj, în Târgu Jiu. Ei bine, avem Casa Memorială a Ecaterinei Teodoroiu, avem, să-i spunem, o inițiativă în acest sens de redare a adevărului istoric și a frumuseții istorice, o inițiativă a unui ONG, întâmplător este președintele acestui ONG, un bun prieten și coleg de-ai noștri, anume domnul Florin Claudiu Gurgui. Ei bine, el a propus și sunt demersuri avansate în acest sens ca perimetrul autentic, original, să spunem, al casei monument a Ecaterinei Teodoroiu să fie refăcut, să fie redat publicului târgujian și, de ce nu, turiștilor, în forma sa autentică, spuneam. E complicat. E complicat pentru că acolo, din ce m-am uitat și eu pe hârtii și dăm timpul în spate, prin 2004-2005, inclusiv Direcția pentru Cultură și-a dat avizul ca acolo să se facă altceva decât ceea ce credem noi că ar fi trebuit să fie acolo. S-au dat aprobări peste aprobări. Cu siguranță v-ați lovit în perioada în care ați fost la minister de astfel de, să spunem, demersuri înaintate de diversi cetățeni ai României pentru diverse anomalii, până la urmă, pe actul de cultură. Cum se vede acest demers, iată, al unui ONG de a reda frumusețea, autenticitatea perimetrului casei monument a Ecaterinei Teodoroiu? Este un lucru lăudabil. Inclusiv domnul Ciprian Florescu are în proiectul lui pentru câștigarea primăriei Târgu Jiu un punct în care Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, și are un loc bine stabilit. De asta, cum o spuneam mai devreme, există acest proiect în care, pe lângă Constantin Brâncuș, avem pe Iosif Chieber, pe care trebuie să-l punem la loc de cinste, avem pe Ecaterina Teodoroiu, avem luptele de la Jiu, podul Ferdinand, care jumătate există pe insuliță și jumătate nu mai există. Celălalt, da? este pe malul celălalt și ar trebui să se facă niște demersuri să-l salvăm. Este păcat. Avem pe Tudor Vladimirescu. Ține de identitatea noastră, da. Avem pe Tudor Vladimirescu, avem muzeul satului de la Curtișoara. Adică identitatea noastră locală, la nivel național și mergând mai departe la nivel internațional, trebuie să fie văzută. Și atunci cum? Salvând ce avem. Cât de greu ar fi să se refacă, iată, un perimetru al unui loc încărcat de istorie și care ar fi trebuit să se afle sub protecția Ministerului, în ideea în care, să spunem, în parte a acelui loc s-a construit altceva? Nu știu, chiar n-aș putea să vă răspund lucrul ăsta, dar... S-ar mai putea reveni la o decizie dată cândva de Ministerul Culturii? Asta este întrebarea. Nu știu. Destul de greu. Nu știu, e complicat. Sunt niște comisii prin care trebuie să treacă, e complicat. Sunt tot felul de manageri, de muzee, e complicat să vă răspund, să vă dau un răspuns clar, pentru că noi în minister ne ocupam cu totul și cu totul altceva. Direcția, am înțeles, relații internaționale. Și afaceri europene era cu totul și cu totul altceva și aveam și parte de UNESCO. Apropo de UNESCO, avem aici inestimabila operă sau capodoperă lăsată de Constantin Brâncuș nouă târgujienilor și posterității. Nu știm să o apreciem noi românii, nu știm să o apreciem, este clar. Iar noi la Târgu Jiu, poate mai mult. Ei, sunt șanse, pentru că v-ați aruncat ochii cu siguranță pe documentele înaintate la dosar, pe știți diverse proceduri de lucru, cam ce se cere la UNESCO. Sunt șanse ca, nu știu, în perioada următoare, și când spun perioada următoare, mă refer la 3 ani, 5 ani, să intre în grija, sub oblăduirea UNESCO, acest ansamblu fenomenal al lui Brâncuș? În primul rând, lucrurile trebuia să fie început la modul cel mai serios, acum 3 ani. Atunci ar fi trebuit să înceapă. Momentul în care... ICOMOS și-a trimis reprezentanții la Târgu Jiu. ICOMOS face legătura între statul român și UNESCO
Și a fost Barry Gamble, a fost la Târgu Jiu și s-au tras niște linii pe care primăria trebuia să le urmeze în anii ăștia. S-a și bugetat 2 milioane de euro să se înceapă niște lucrări care au început foarte târziu. Eu n-am înțeles, ca om de cultură, lăsând deoparte politica, dacă am om de cultură, n-am înțeles nicio clipă de ce nu se prea se lasă lucrurile așa la voia întâmplării. Iar noi trăim într-un oraș în care atât de multe lucruri se pot, iar Târgu Jiu, dacă ar intra în patrimoniu UNESCO, n-ar avea decât de câștigat. Noi, cetățenii Târgu Jiului, n-am avea decât de câștigat. Nu putem să lăsăm bine seara, ne culcăm, ne trezim dimineața și ducem aceeași viața a noastră. Trebuie să facem ceva pentru acest oraș. Iar lucrurile se pot face. Târgu Jiu poate să intre prin acest ansamblu monumental în patrimoniul UNESCO. Greu, sau sunt atât de greu nedeplinit acele criterii pe care le cereți păi la UNESCO? Nu sunt, pentru că erau niște lucruri de bun simț, multe dintre ele. Acum, dacă vorbim de pasajul pe sub calea ferată, e mai greu de realizat, dar luăm strict, punctual, această porțiune de la Biblioteca Cristian Tell până după Biserica Sfinții Apostoli. Da. S-a decopertat până în față. Putea fi pietonală. Adică, da, nu este o zonă foarte mare, adică imposibil de realizat. Acolo trebuia să se introducă în pământ cablurile. Tot ceea ce era pe deasupra. Da, să se cosmetizeze. Există un mobilier urban pe care Dorin Ștefan, arhitectul conceptului, le-a trasat, deci lucrurile sunt evidente, sunt clare. Eu nu știu de ce primăria le-a amânat atât de mult. E o greșeală fantastică și asta ține de management, de proasta gestionare a lucrurilor. Adică nu poți, pentru simple, nu știu, războaie sau, nu știu, primarul Târgu Jiului trebuia primul lucru și oricine ar fi primar în Târgu Jiu ăsta, trebuie să demareze lucrurile odată pentru totdeauna. Nu, haide să le lăsăm pe mâine. Nu există așa ceva. Și a trecut ceva timp de când... 3 ani. Sunt 3 ani. Tot vorbim de reamenajarea căii. Sunt 3 ani din momentul în care am primit acești bani. Păi, aici s-a pus mereu problema. Îi aveam banii? Nu îi aveam? Din 2017 sunt banii. Vă referiți la suma de... Suma asta. Deci prima sumă, orice lucru prima are un punct de început. Nu? De pornire. Eu degeaba aștept alți bani dacă banii ăștia îi țin blocați, nu fac nimic. Nu o să-i primesc niciodată. Eu degeaba gândesc că dacă nu-i primesc, nu trebuie să existe dacă nu-i primesc. Trebuie să existe, vreau să fac treabă. Vreau să dau drumul la lucrări, să fac licitații. Până la urmă totul s-a cramponat într-o licitație. De ce? Chiar atât de greu e să găsești un constructor care să-ți amenajeze o porțiune de, nu știu, un kilometru cât e acolo. Da, cred că un kilometru. Nu cred că e mai mult. Vorbim de o distanță de un kilometru. Adică lucrurile se pot face. Nu putem să ne raportăm în Târgu Jiu la lucruri mici atâta timp cât avem lucruri mari de făcut. Aretia Tătărescu și Liga Femeilor în anii 30 au gândit această axă. A eroilor, da. A gândit-o ca un punct de pornire pentru viitorul pug al orașului. Și noi ce facem după atâția ani? Nu facem nimic? Adică pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu cu aceste opere de artă care au o însemnătate mondială, nu sunt locale. Noi nu știm să le gestionăm. Brâncuș e universal. Noi suntem locali, dar noi trebuie să fim universali odată cu Brâncuș. În Târgu Jiu ar trebui să fie autocare, weekend de weekend cu japonez, cu francez, cu englez. Încă o dată, deși am făcut lucrul acesta și săptămâna trecută, chiar săptămâna asta, luni, la emisiunea de la radio, încă o dată vin cu ceea ce spuneam, la nivelul lui 2014 sau 2015, o statistică arăta că în micuțul Stratford-upon-Avon, locul de naștere, de baștină a lui William Shakespeare, anual, deci a fost un studiu pe câțiva ani, anual vorbeam de 1 milion și câteva sute de mii bune de vizitatori unici. Și dacă vă uitați pe hartă, pe harta mare a Regatului Unit, e un punctuleț, adică e acolo, aruncat așa, ca o săgeată. Ei, să tranziteze, să vină să stea măcar o noapte. Păi ai ideea. 1 milion și ceva de oameni într-un an, mi se pare fantastic. Și doar pentru că acolo a trăit
dramaturgul etern William Shakespeare. Ei, îl avem și noi aici pe sculptorul avem, etern. Noi îl avem pe sculptorul Constantin Brâncuș, dar noi avem și poate cea mai importantă operă creată de el. A lui, corect. Este acest aici, ansamblu. În Târgu Jiu, ansamblul ăsta. Ansamblul și ăsta. Cu toate astea, nu avem turiști, așa cum ar trebui. Păi nu avem, pentru că nu s-a gândit nimeni ani de zile cum să-i atragă pe acei turiști. Cred că după 90 încoace nu a eu nu cred că sunteți din Târgu Jiu și ați trăit aici. Nu toată cred viața. Că ați auzit pe buzele vreunui politician conceptul de city break în Târgu Jiu. Nu. Bine, mulți dintre ei nu știu ce înseamnă conceptul de city break. Adică în weekend de weekend, dacă mergem în parc, da? Sau pe Bulevardul Brâncuș, putem număra numere de matriculare din alte toată țara județe asta. Sau țări. Deci sunt foarte mulți, dar noi ce trebuie să facem? Oamenii ăia vin și pleacă. Da. Noi trebuie să-i ținem aici, trei deci zile. Măcar tranzit propriu-zis nu este, că tranzit presupune să stai acolo, să dormi o noapte în locul da. Respectiv. Noi trebuie să le oferim, să le dăm mai mult decât au acum. Aia e ideea. Cu cât le oferi mai mult oamenilor, cu atât ei sunt mai interesați să vină. Dar așa ce vin? Vin, fac trei poze și au plecat. Au băut un suc, au mâncat o înghețată și... Vă spun ce mai fac. Eventual merg pe jos din parc, de la alee, de alea scaunelor, respectiv masa tăcerii, tranzitează centrul pe picioare până la coloană. Da. La coloană fac niște poze, mai stau jumătate de oră. Și pleacă. Beau un suc, eventual, că e acolo o terasă și pleacă. Și cam asta înseamnă vizitarea ansamblului sculptural al lui Constantin Brâncuș. Cam asta înseamnă, câteva ore. Da, și pleci. Da, revin. Pe lângă Brâncuș, noi mai avem alte puncte de interes în Târgu Jiu. Târgu Jiu nu este un oraș steril, din punct de vedere istoric și cultural. Târgu Jiu este un oraș care ar trebui să trăiască din așa ceva. Știți din ce punct de vedere este steril? Din punctul de vedere al mentalităților. Din păcate. Mentalitățile se pot schimba. Și asta e adevărat, dar trebuie să vină tineri, iată, cu voință și cu putere și cu sacrificiu până la urmă, cu spirit de sacrificiu ca dumneavoastră. E lăudabil faptul că ați decis să faceți pasul către politică, indiferent de numele partidului, și că vreți să vă implicați și să arătați că, iată, componenta culturală trebuie pusă în valoare. Dar e nevoie permanent să vină tineri din toate sectoarele de activitate. Așa este. Adică m-aș bucura teribil să văd că, iată, la TSD, la TNL, la nu știu ce, alte partide, da? Deci secțiunea de tineret, vin tineri specialiști în domeniul lor sau care sunt la început de drum. Poate nu sunt 100% specialiști, dar vor să facă ceva. Ori dacă rămâneți doar un caz singular dumneavoastră, o să vă luptați la infinit și cu morile de vânt și cu mentalitățile stupide, eronate și de toată jena pe care le avem, din păcate, mulți dintre noi. Și s-ar putea să ajungeți la un moment dat într-o stare de rehamite. De asta m-aș ruga și m-aș bucura să mai vină și alți tineri, iată, în demersul dumneavoastră. Și poate că ei nu vor să se implice politic, dar să vină să vă susțină. Să te implici măcar social. Corect. Ok, nu ai afinități politice, nicio și problemă. Sunt oameni sunt. Care... Și sunt oameni profesioniști care nu, refuză să intre în politică. Corect. Și nu pot fi acuzați. Nu, deloc. Dar acei oameni trebuie să se implice civic în societate. Că degeaba mănânc semințe. Păi, vorbeam... Și te uiți la meciuri și comentezi. Și astăzi. E prea puțin. Noi suntem tineri și noi trebuie să schimbăm lucrurile, nu alții pentru noi. Noi suntem la vârsta în care trebuie să decidem și să venim cu proiecte și cu lucruri care sunt sustenabile și se pot face în Târgu Jiu ăsta. Acest oraș este, mă repet, este un oraș privilegiat pe harta României și pe harta lumii cu acest ansamblu monumental. Și cu tot ce înseamnă pe lângă, iar județul Gorj, cu toate mănăstirile, cu peșteri, cu avem Hobița. Omul care vine în Târgu Jiu ăla trebuie să ajungă la Hobița. E simplu. Dar trebuie ajutat să ajungă acolo. Acum ceva ani scriam, era vremea în care scriam pentru un cotidian local, a existat un demers al unui domn, nu vreau să-i pronunț numele, să nu creadă cineva că laudă pe domnul respectiv, personal n-am nicio afinitate cu dumnealui, mi s-a părut ciudat, extrem de ciudat demersul dumnealui, poate părea pertinent demersul, dar mie mi s-a părut ciudat. Se zbătea, începuse dumneavoastră să facă demersurile să readucă în țară, practic să reînhumeze la Hobița, în Gorj, trupul sau sicriul cu osemintele lui Constantin Brâncuș. Și am avut așa o senzație, n-am înțeles demersul respectiv, adică numai că nu suntem în stare să-l apreciem pe Brâncuș. Dar acolo, în cimitirul din Montparnasse, unde este înmormântat eternul sculptor, cum îi spun eu,
el beneficiază de prezența unui număr impresionant de turiști în fiecare an. Adică vin oameni, stau acolo 5 minute, se uită la mormântul lui și așa mai departe. Adică e un semn de recunoștință. Păi când l-ai aduce la Hobița, în România post-decembristă, anul de grație 2020, vă spun eu că ți-ai bătut joc și de memoria lui. Măcar lasă-l acolo într-o țară străină, unde cât de cât este apreciat la ceea ce a fost Constantin Brâncuș. Așa am privit eu lucrurile. Asta e adevărul. Adică îl duci la Hobița și ce? Cred că e un pic hazardat să ne gândim la a duce aici. Păi existați acel demers. Da, știu. Cunosc, dar nu. Mi s-a părut, repet, extrem de forțat. Sunt alte lucruri care ar trebui să le facem. Nu să aducem o seminte. Într-un loc unde n-am investit în infrastructură. Noi nu am investit în Brâncuș. Nici în absolut, timpul vieții. De acord. În timpul vieții, nici după. Hai să spunem că n-a fost conjunctura nici după. Politică, administrativă a țării. Dar după puteam să facem. Uitați, vă dau un exemplu. Târgu Jiu din 2008 a pierdut drepturile de imagine și de reproducere a operelor Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Și nu le vor recăpăta pe acum. Eu zic că cu un demers serios și cu o muncă de convingere se pot. Da? Nu e nimic imposibil în viața asta. Păi am înțeles că erau exagerate pretențiile celor care le Nu știu, cine a spus că sunt exagerate? Păi nu știu, a apărut în spațiu public. Păi lumea vorbește, e ca la Radio Șans. Păi de-alea, dacă nu mă... O să-mi amintești, o să vă spun, sper până la finalul emisiunii, știu că cineva din administrație, din actul administrativ, adusese în discuție acest subiect și spunea că, din păcate, sunt exagerate pretențiile financiare a celor care dețin marca, brandul până la urmă. Da, este un domn, Teodor Nicol, cetățean canadian, care este reprezentant în România de Vizarta, care este... Ei se ocupă de gestionarea drepturilor de imagine și de autor în România. La Constantin Brâncuș. În general, dar inclusiv la Constantin Brâncuș. Noi la minister chiar am avut o întâlnire, domnul secretar de stat și eu am luat parte la acea întâlnire cu doamna director Vizarta și s-a explicat de ce, cum și ce trebuie făcut. Există o procedură care trebuie urmată. Trebuie făcut ca să ce? Să se recâștige drepturile? Sau... Nu ca să le recâștige, oricum ele se vor pierde la un moment dat și Târgu Jiu o să le recapete începând cu 2027, când se împlinesc 70 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuș. Și o să rămână numai niște drepturi morale. O să le aibă domnul Teodor Nicol. Da, o să rămână numai drepturile morale în care el poate să spună, domnule, ăla chiar e un chid și nu... Pot, adică nu se poate. Nu sunt de acord cu asta. Pentru că și reproducerile astea trebuie să aibă o calitate. Corect, nu... sunt de acord. Adică nu orice bat jocuri poate da, fi din ce am înțeles, în discuția cu doamna director al Vizarta, tocmai asta ni s-a spus, că la un moment dat erau foarte multe chiciuri pe piață. Ok, păi ești primarul Târgu Jiului, te ridici de pe scaun, din birou, te sui în mașină, te duci la București, ai o întâlnire cu directorul Vizarta, vezi despre ce e vorba, ok, nu ai rezolvat aici, te duci la Paris. Vorbești cu oamenii aia acolo, domne, noi trebuie să ne recăpătăm dreptul de a folosi imaginea lui Constantin Brâncuș. Nu putem să așteptăm să treacă 70 de ani. Dar trebuie să... Constantin Brâncuș avea o vorbă foarte, foarte înțeleaptă, care merge perfect în România zilelor noastre. Ca să poți face un lucru, trebuie să te pui în stare de a-l face. Corect, sunt de acord. Așa este. Omul a gândit așa acum 50-60 de ani. Noi nu putem acum? Nu, am ajuns să ne plângem de milă? Nu putem. Trebuie să fim incisivi și să facem treabă. Iar vis-a-vis de drepturile de imagine, eu cred că se pot recăpăta. Da, se plătește o taxă, vedem care e, o cotă parte din... Vedem care sunt pretențiile distinsului domn, dar trebuie văzut. Degeaba ne luăm după niște vorbe de acum 10-15 ani, sau 5 ani, sau 6 ani. Noi trăim acum, hai să vedem acum ce facem astăzi. 5-6 ani sunt. Aia, 5 ani. Acele discuții, că, vai, Doamne, sunt foarte scumpe. Păi nu știu, cât poate să fie o cană? 15 lei, 30 de lei. Cât poate să fie de scumpe? Cât să-i dai omului a... procentual dintr-o cană vândută, dintr-un magnet vândut. Așa trebuie gândit. Că nu poți să-și arăt 5 milioane de euro ca să-ți dea dreptul. Nu. N-ai cum să susții așa ceva.
Am înțeles. Dar se poate negocia, domnule, îți dăm un procent, 2, 3, 5, 10, 9, nu știu. Actul cultural aici în Gorj, bine spuneați undeva de-a lungul acestei discuții, nu înseamnă doar Constantin Brâncuș. Ar fi păcat să credem acest lucru, având foarte multe alte lucruri și personalități aici în Gorj. Personalități de marcă, exact, ale ei, culturii. Una dintre ele este Tudor Vladimirescu. Știți, da, foarte bine că anul viitor ar trebui să aniversăm, să celebrăm bicentenarul Revoluției de la 1821. 1821, 2021, da? 200 de ani de la acea revoluție. Trecem prin starea asta de convulsie socială, sanitară, economică, politică, numiți-o cum vreți, generată de COVID. Anul 2020, ca doamna Dăncilă, anul 2020 este compromis. Deci nu mai putem spune că se va aloca mult timp sau multă energie se va aloca lui Tudor Vladimirescu. Corect? Corect. Intrăm în 2021, stimate domn. Primele luni, știți cum e, trec așa, flutuând. Nu trebuie să treacă. Tocmai păi aici e problema. Când o să-l aniversăm, când o să-l cinstim, când o să-l onorăm pe Tudor Vladimirescu, fără de care poate și astăzi eram într-o altă situație, dacă omul ăla, în nebunia lui, în curajul lui, că ceea ce a făcut a fost un gest de curaj, da? A luat frâiele și a făcut lucrurile pe care le-a făcut. Noi astăzi, România, îi este datoare lui Tudor Vladimirescu. Când va face statul român acest lucru? Că deja suntem la, am trecut în a doua parte a lui 2020 și nu se aude un sunet despre ce va fi la anul. Ai problema. Stăm. Să treacă ziua. Să treacă luna. Dacă nu suntem incisivi, la nivel de direcții de cultură, de primării, de ministerul al culturii, de... trece. Da, probabil autoritățile locale vor marca, vor bifa. Da, o coroană de flori. Acolo evenimentul. Nu, trebuie mult mai mult. Dar mi se pare injust față de omul, de omul Tudor Vladimirescu. Repet, care în nebunia lui a avut un ideal și a spus stop, ne-au cotropit ăștia și ne-au călcat pe grumați destul. Uite, eu vreau să încerc să nu mai fie așa. Și a reușit, chiar dacă a murit cum a murit, dar a luptat pentru un ideal. Astăzi, 0,0000, mulți de 0,1% dintre români nu și-ar da viața pentru un ideal. Sunteți de acord? Da, absolut. Of, mai avem circa 2 minute, foarte, foarte scurt. Cum vi se pare ideea, cred că am mai discutat-o cu dumneavoastră, dacă nu tot cu cineva apropiat de domeniul acesta al artelor, al frumuseții, al esteticului, cum vi s-ar părea ca în timp, și aici mă gândesc la, nu știu, 3-5 ani, hai 10 ani, să avem la Târgu Jiu ceea ce am văzut prin alte părți, în orășele, atenție, nu orașe mari, în orășele ale lumii, muzee de artă contemporană. Și când spun artă contemporană, nu mă refer neapărat, nu știu, să aducem, deși nu avem la Muzeul Brâncuș ceva, dar iată, artă contemporană, gen creațiile dumneavoastră. Nu vreau să vă laud, v-am studiat așa cât mă pricep eu, profan, să zic, tablourile sau pozele măcar pe care le expuneți pe Facebook și mi se par încărcate de simbolistică, mi se par foarte profund. Ei, iată, este o mostră de artă contemporană. E posibil să avem în Târgu Jiu, cândva, în viitor apropiat, un muzeu de artă contemporană? În primul rând, trebuie să avem un centru cultural multifuncțional în Târgu Jiu, înainte de acel muzeu de artă contemporană. Corect. Și în el să înglobăm acest muzeu de artă contemporană. Avem Muzeul Constantin Brâncuș, care nu funcționează, știm foarte bine cum din e. Păcate. Din păcate. Inițiativa a fost bună, rezultatul a fost prost, din păcate. Da, operație reușită, pacientul decedat. Da. Nu are activitate, nu, am înțeles, dăm vina pe COVID, dar nu e suficient. Avem Muzeul de Artă din parc. Parc, incinta Parcului Central, da. Da, care e și nu e, are colecția... o colecție de sine stătătoare, sunt și expoziții. Și este că sunt târgujeni care nu știu că în parc avem muzeul de artă? Da, sunt târgujeni care nu știu unde e galeria de artă. E trist, e foarte, e trist. Foarte trist. Dar un muzeu de artă contemporană la Târgu Jiu, implicit acest centru multifuncțional, sunt esențiale. Pentru că trebuie, arta contemporană face parte din viața noastră de zi cu zi, ca și telefoanele smartphone, ca și arhitectura modernă, așa este și arta contemporană. Brâncuș a fost ultra contemporan, da, ultra postmodern pentru perioada în care a trăit el.
Oh, doamne, și din păcate și Brâncuș și multe alte subiecte culturale sunt sporturi extreme pentru românul mileniului 3, anul de grație 2020. Stimate domnă, mulțumesc pentru prilejul pe care mi l-ați oferit, iată, de a înțelege cât de cât așa din mizeria din spatele jocurilor, ca să nu spun altfel. Vă lansăm invitația să ne onorați cu prezența și la o proximă întâlnire, unde tot la fel să facem un colaj de politică și cultură până la urmă, pentru că inevitabil se pare că în România post-decembristă cultura nu poate să reziste decât dacă la un moment dat cochetează vrând-nevrând și cu actul de politică. Până atunci însă mult succes în demersul pe care îl aveți în față, multă putere de muncă și să ne revedem sănătoși. Da, vă mulțumesc și să ne vedem cu bine. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară cât mai plăcută vă dorim. La revedere!